Caz șocant, un profesor a fost găsit vinovat pentru violarea a 13 eleve de la o școală islamică, dintre care cel puțin 8 au rămas însărcinate. Luni, bărbatul a fost condamnat la moarte. Profesorul în vârstă de 36 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în februarie, într-un proces care a atras atenția opiniei publice asupra violenței sexuale în școlile religioase din Asia de Sud-Est, cu populație majoritar musulmană. Însă, parchetul care ceruse pedeapsa cu moartea și castrarea chimică a făcut recurs. Cazul a fost deschis când familia unei eleve l-a denunțat pe profesor la poliție anul trecut pentru violarea și sarcina fiicei lor adolescente. În timpul procesului s-a stabilit că bărbatul a violat mai multe eleve provenite din familii sărace și care beneficiau de o bursă de studii pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, el a lăsat însărcinate 8 dintre acestea. Inculpatul a solicitat instanței să dea dovadă de clemență față de el, argumentând că dorește să fie prezent pentru a-și crește copiii, scrie Ager Press. Cazul a provocat proteste la nivel național și a determinat Parlamentul să aprobe sub presiune un proiect de lege mult timp amânat cu privire la eliminarea violenței sexuale, care vizează combaterea infracțiunilor sexuale și victimelor să le fie făcută dreptate, inclusiv în ceea ce privește cazurile de viol conjugal. Acest proces a scos la lumină problema violențelor sexuale în cadrul sistemului educațional din Indonezia. Anul trecut, 14 din 18 cazuri înregistrate de Comisia pentru Protecția Copilului au avut loc în școlile islamice.